Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24, cum îmi place mie să spun, și astăzi, din nou în discuții despre Roman, invitat alături de mine domnul profesor Viorel Stan, candidat PSD pentru fotoliul de primar al municipiului Roman. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit pe voi cei din platou și pe trei spectatorii noastre, romașcanii noștri dragi. Domnule profesor, domnule deputat, vorbim despre candidatura dumneavoastră pentru întâia funcție a municipiului. Mai întâi însă, haideți să vorbim despre cine este Viorel Stan. Pentru că, deși poate părea ciudat, un profesor cu vechime, director de liceu, poate sunt cei care vin acum din urmă la primul lor vot și poate nu vă cunosc destul de bine. Cine este Viorel Stan? Viorel Stan este un romașcan. Romașcan în sensul că sunt un om al acestei cetăți, așa cum și trei spectatorii noastre sunt. Un om care îmi iubesc orașul și care mă simt legat intrinsec, pentru că aici m-am format profesional, școala primară, liceu, și un oraș în care m-am întors la terminarea studiilor universitare la Iași, m-am întors din dorința de a crește valoarea acestui oraș, care intrase deja într-o umbră de anonimat. V-am amintit de anii 80-90, în care aveam într-adevăr câteva probleme. Să luăm de la capăt. Născut în 1957, în mai, cea mai frumoasă luna anului, flori frumoase, iubitor de flori, de plante, școala generală, școala 1, Vasile Alexandrii, liceul la actualul corp B de la Roman Vodă, pe vremea aceea liceul teoretic numărul 2 Roman, la terminarea liceului în 1976, am intrat la Facultatea de Chimie din Iași, care pe vremea aceea era în cadrul Institutului Politehnic Iași și nu în cadrul Universității, așa cum este acum. Am terminat facultatea în 1981 și am fost repartizat pe baza mediei pe care am avut-o în frumosul meu oraș Roman, la Liceul Industrial 3, actualul Colegiul Petru Poni, unde m-am desfășurat activitatea până în 1990, când un grup de cadre didactici de la Roman Vodă, în funcție cu domnul director Pădurarul, Dumnezeu să-l ierte, care a fost și mie profesor în anul de liceu de științe sociale, am fost rugat în sensul că, aproape că citez, Viorele, e timpul să te întorci acasă. Locul tău este la Roman Vodă. M-am întors la Roman Vodă în 1990 și apoi a urmat întreaga activitate pe care o cunoașteți. În sensul că am fost profesor la catedră, cu rezultate, iertați-mi lipsa de modestie, cu rezultate deosebite în domeniul chimiei, având un număr nenumărat de copii olimpici naționali, ocupând locul 1, locul 2, locul 3, premiul de excelență, cu un copil la internațional de chimie, cea mai mare rezultat pe care l-am avut eu și cu care mă mândresc, Cristian Rădulescu, și apoi din 2001, timp de 5 ani, 2001-2005, director la Colegiul Național Roman Vodă, liceul Roman Vodă, cum l-am preluat, și pe la care mi-am adus contribuția, aducându-i printre altele și acest titlu de glorie pe care cu toții cunoaștem acum, Colegiul Național Roman Vodă. Sunt profesor de chimie, dar vreau să subliniez acest lucru. Sunt inițiatorul și cel care am făcut tot ce se poate, respectând memoria profesorilor de calibru din Roman Vodă, sunt inițiatorul concursului memorialului Cojocaru, memorial pe care l-am gândit în primul rând pentru a aduce un omagiu celui care a fost profesor de matematică, Alexandru Cojocaru, dar și pentru a scoate în evidență valoarea școlii de matematică de la Colegiul Național Roman Vodă, colegii mei de matematică, fiind niște profesori de mare, mare calibru, autor de culegeri, dar toată lumea face azi culegeri, dar și de cărți de referință în literatura de specialitate. Aș vrea să-l enumăr aici, în primul rând, pe Dumnezeu să-l ierte, profesorul Drâmbe,
Mihai Onu Cutrâmbe, apoi pe colegul și prietenul meu Marian Sărescu, pe Gabi și ceilalți din catedra de matematică de la Roman Vodă, profesor de excepție pe care eu îi respect. Cum de altfel, în Roman Vodă, cam toate catedrele conțin profesori de excepție. Dar trebuie să spun, și trebuie să spun cu acesta, pentru că chiar dacă sunt roman vodist, prin formare și prin... că întregul învățământ nemțean, respectiv romașcan, are profesori de elită. Putem discuta pe acest subiect mai multe lucruri, dar nu cred că este momentul. Sunt profesori de matematică foarte buni în aproape toate școlile din oraș, sunt profesori de limba și literatura română deosebit în toate școlile din municipiul român și toate acestea adunate împreună cu valoarea normală a copiilor noștri, elevilor din Roman, școala, facă școala de la Roman prin profesori, elevi și tot corpul profesoral și tot ce înseamnă corpul unui unitate de învățământ, școala de la Roman să fie o școală de elită, cu referințe în întreaga țară și am curajul și pot veni cu argumente în întreaga lume. Avem absolvenți de Roman la Canberra, avem absolvenți de Roman în Țara de Foc, nu mai spun în Canada, care este trei sferturi romașcană. Bun, și ca potențial primar puteți ridica cumva ștacheta mai sus? Primarul există, prea are treabă cu o are de învățare. Primarul, ca reprezentant al administrației locale, este responsabil total de baza materială și există un principiu în managementul calității în educație. Cu o bază materială de calitate, poți obține rezultate de calitate în învățământ. Primarul, responsabil, șeful administrației locale, nu se implică în procesul de învățământ, dar asigură condițiile, toate condițiile, este obligat să asigure toate condițiile pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ. Sunt trei factori care determină calitatea actului educațional. Școala, da, prin care didactice, părinți, copii, administrația locală, prin ajutorul pe care îl dă, când spun ajutorul, spun eufemistic, când face, când realizează, când întreține baza materială a unității de învățământ și comunitatea. Relațiile interumane care se stabilesc în scopul promovării valorilor, capacităților unei unități de învățământ. E exact ca în cazul asigurării locurilor de muncă, toată lumea spune, bă, frate, să ne dea primarul locuri de muncă. De fapt, primarul nu dă locuri nu de dă muncă, locuri, dar asigură... Dar exact condițiile pentru a veni întreprinzători care pot să facă, să dezvolte o activitate care va fi generatoare de locuri de muncă. De fel, este un concept pe care îl cunosc, îl stăpânesc și vreau chiar să îl implementez puternic în municipiul român. Deci primarul, așa cum foarte bine a spus, nu asigură locuri de muncă, dar poate asigura condiții, facilități întreprinzătorilor locali. Da. În primul rând locali, dar și din afara comunității, astfel încât prin activitatea lor să creeze locuri de muncă. Cred că, nu știu, vă dați seama în ce situație cumva sunt eu acum. Eu v-am avut profesor pentru scurtă perioadă de timp și e destul de greu pentru mine acum să fiu eu ăla care pune întrebările așteptând răspunsuri. Ce mi-aduc aminte din perioada în care v-am avut profesor era modul în care intrați în clasă și sunt sigur că mulți ori o să-și aduc aminte cu drag. Intra domnul profesor în clasă, arunca catalogul de la ușă direct pe catedră și mi-a pus cineva... Exercițiu îndelungat. Exact. Niciodată n-ați dat pe alături. Să nimeriți catedra aia de fiecare dată. Ei, și mă întreabă cineva zilele trecute dacă este domn profesor primar, o să facă și în primărie la fel? Adică să deschidă ușa cumva cu... Bă, să se vadă cine e autoritatea. Da, aș vrea să înțelegeți foarte bine. Făceam acel gest, absolut conștient, pentru că știam că este un gest care mă apropie de elevi. Dacă aș fi fost cel rigid, cu ochelarii pe vârful nasului, și să manifest activitatea de educator în această modalitate, există un principiu în educație care se numește magister dixit. Eu nu puteam. Pentru că știam că, de ce? Pentru că ai mei elevi nu doreau acest lucru. Ei nu doreau un stan de tipul magister dixit. Ei doreau un stan profesor, un educator, dar care să fie de al lor, apropiat sufletul lor.
lucru pe care l-am făcut și prin aceste gesturi. Primarul Stan va fi un om al societății, al comunității. Voi interacționa, că voi interacționa, de fapt greșesc. Interacționez cu oamenii, cu concetățenii mei, în scopul bine determinat de a contribui prin ideile lor, trecute prin filtrul capacităților mele intelectuale, să facem ceva în plus pentru acest oraș. Ceva în plus care să asigure un confort, pentru că asta dorește lumea. Romașcanul asta dorește. Să aibă un confort suplimentar la el acasă, la el la Roma. Hai să vorbim de în plusul ăsta. Ce anume, știți romanul, că aici ați trăit, nu? Și aici trăiți. Cunoașteți romanul. Ce ar fi acest în plus? Ce ar însemna? În primul și în primul rând, și vreau să definez foarte bine acest lucru, îl am în echipă pe Lucian Micu. Am acceptat candidatura de primar la Roman cu această condiție. Lucian Micu, ca fost primar al orașului, să vină alături de mine prin experiența lui suplimentară în raport cu activitatea efectivă din primărie. Nu poezie, nu vorbe, că nu știm să conducem comunitatea, că am experiență administrativă, că experiența mea de viață mi-ar permite să... Da, dar îmi trebuia un om aplicat. A acceptat să facă echipă cu mine și a acceptat, ca în cazul Victoriei, de care noi suntem absolut convinși, să fie city managerul. Omul care să mă ajute să mă învețe și lucruri care nu le știu. Să nu vreau să pară ciudat că fac această afirmație. Am fost un om al învățăturii. Toată viața mea am învățat. Spuneam cuiva, unui prieten foarte bun, zilele trecute, când mă întreba, zic, eu am ani de școală, de carte, așa cum nu cred că sunt mulți care pot să-și imagineze că poate cineva să. Revenim. Să învăț de la Lucian ca împreună cu echipa de consilieri, în primul rând, pe care suntem absolut convinși că ai noștri cetățeni, votanți, ne vor da prin votul pe care îl vor da alianței PSD care vine acum și propune candidații, vom reuși să facem 1. Continuarea proiectelor pe care Lucian, în calitate de primar, ales al municipiului Roman, Lucian le-a început. Vreau să definez foarte bine și această noțiune, politică, administrație, administrație politică. Și rog pe ai mei concetățeni să gândească, dacă am dreptate, dacă gândirea mea este bună, să gândească așa. Un candidat la primărie are în spate un partid. De ce? Pentru că așa e joaca. Așa se fac alegerile locale în România. Trebuie o susținere politică, pot candida și independent și alții sunt mai mici. Există primar independent. Absolut. Dar numărul lor este mic. Ceea ce nu, spre zero. Ceea ce nu duceți la o regulă generală. Deci, candidez pentru a fi un administrator, un coordonator al politicii, al nevoilor și al necesităților pe care comunitatea le are. În niciun caz, în limitele absolut normalului, nu voi lăsa ca o directivă politică, o directivă de partid, ca să spunem, să impieteze, să se opună, să fie contra nevoilor pe care societatea, respectiv comunitatea romașcană, le are efectiv. Este ceea ce trebuie foarte bine să înțeleagă lumea, că aceste proiecte pe care noi le continuăm, începute de Lucian Micu, și respectiv suma de proiecte pe care noi le propunem, aceste lucruri sunt ale primarului și echipei de consilieri, indiferent de natura lor politică, făcute în interesul comunității și nu în interesul unui partid. La primăria
la primărie. Normale, oameni buni, este să nu se facă politică PSD, PNL, USR și așa mai departe. Da? Ci să se facă cu adevărat politica comunității. Și politica comunității se poate face în felul următor. Făcând o interacțiune directă și nemijlocită cu oamenii, audiența să sășoare real în limita posibilităților reale, normale, real cu oamenii comunității și funcție de nevoile reale acestora să putem pune în proiecte de hotărâre, putem supune dezbaterii Consiliului Local acele proiecte de hotărâre care izvorăsc, care se nasc din nevoile reale ale comunității. În acest sens, există o serie de întreagă de proiecte pe care primarul Lucian Micu le-a început, primarul primăriei Roman. Primarul primăriei Roman, al Romanului și nu al unui partid, le-a început. Îmi spunea Lucian câteva activități care mi-e cinstit, câteva proiecte pe care mi-e cinstit ca și prezentat al sistemului de învățământ, m-au bucurat foarte, 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 foarte mult. Reabilitarea a 5-6 instituții școlare, liceul SAV, școala 7, școala Sergiu Celibidache, școala 6, Carol I, cea din Băcescu, școala 2, cea din Lipovenime, Costache Negri, de asemenea, reabilitarea grădinițelor, construirea unei grădințe noi, undeva în zona Bisericii Copiilor, da? Da, da, da. Un loc deosebit, pentru că zona aceea, din punctul meu de vedere, dar vă dați seama că nu din punctul meu de vedere, ce este baza datelor statistice pe care le-am cules noi, zona aceea este o zonă cea mai tânără din România, în care populația este cea mai tânără, atunci este nevoie, fără discuție, de zona aceea, de o grădiniță. Mai avem multe, multe alte lucruri, printre care finalizarea a ceea ce cu toții rămașcanii știm, a fost un ofer pe care l-am avut cu toții, finalizarea asfaltării străzilor. Să nu mai avem în Roman străzi de pământ, respectiv de cu piatră. De câte înțeleg eu, nu mai sunt așa de multe. Trei. Și trei înseamnă un final de străzi, nu străzi complete, undeva în zona cartierului Nicolae Băcescu. Discutam cu Lucian, ne-am propus, l-am rugat pe Lucian să meargă cu mine zilele astea, să văd și eu exact ce este vorba, ca să nu vorbesc ca papagalul în fața. Îi cunosc pe Rămașcan, știu exact ce așteaptă de la cel care vorbește, să nu fie un papagal, să nu fie un pederost. Sunt multe lucruri foarte obiective, proiecte pe care Lucian le-a început și pe care vreau să le continui, pentru că sunt proiecte bune. Bun, pe lângă cele ale dumneavoastră personale. Exact. Noi vom veni după aceea. Nu uitați însă încă un lucru, că e vorba de finanțare. Toată lumea visează, facem, trecem, e vorba de finanțare. Nu uitați că suntem spre finalul unui exercițiu financiar pe care noi trebuie să terminăm în acte, în scripte, în 2023 și că așteptăm acum tot ce înseamnă documentația pe nou exercițiu financiar, cel care se termină în 2027, în care noi vom identifica axe care fac posibil ca să facem, să identificăm noi proiecte pentru comunitate, pentru necesitățile reale ale comunității. Lucian a avut o serie întreagă de proiecte și vreau să vă spun că am discutat și zile trecute și ieri și astăzi despre ele, dar împreună cu Lucian am ajuns la aceeași concluzie că o dezvoltare a municipiului Roman de viitor implică mai ales componenta ecologică și componenta de administrare a deșeurilor. Lucian a avut un proiect foarte bun, cel cu platformele din fața blocurilor, chiar vreau să vă spun că la toate pandemiei și așa mai departe, eu nu prea am ieșit din casă, plus că noi la Parlament am avut activitate online și vreau să vă spun că a fost o activitate intensă, da? Și am văzut cu surprindere, cu plăcere, cu satisfacție, noile bene de gunoi pe care Lucian, prin proiectul domniei sale, le-a pus într-o parte, într-o anumită zonă a orașului, în vreo trei zone am văzut eu, și pe care Lucian spunea și azi dimineață că le va extinde, le-ar fi extins și le vom extinde, pentru că face ceea ce este absolut nevoie în acest moment. Stimați rămașcani, hai să fim serioși, am învățat să spălăm pe mâini. Trebuie să recunoaștem că noi, ca populație, nu am avut cultura
legat de ceea ce înseamnă cu adevărat să te speli pe mâini. Vedem în filme cum se spală doctorul, spuneam că, doctorii se spală așa, noi, oameni normali, și gata. La fel trebuie să avem și cultura aceasta și trebuie să ne asumăm a separării deșeurilor. Pentru că această activitate, dincolo că este absolut necesară, 80-85% din deșeuri putând fi astfel reciclabile, deci nu ne mai încărcăm planeta cu deșeuri, vă pot povesti despre asta în plăni de facultate, de ce înseamnă un deșeu în sensul radioactiv, întoarcem, și putem astfel să plătim mai puțin utilitățile. Efectiv, Și toate aceste bene noi, de genere de gunoi, pardon, ar fi un pas înainte spre un pas înainte, pentru că te obligă. Ok. Existând acolo patru benere de culori diferite, patru bene de culori diferite, genere de culori diferite, poți să... Ești obligat. Ești obligat să pui hârtia la hârtie, sticla la sticlă, plastic la plastic, gunoi menajer la gunoi menajer. Poți să vă zic o chestie? Eu am fost în străinătate, sunt convins că ați fost și dumneavoastră și ați văzut cum funcționează lucrurile și pe acolo. Și noi totuși ne încăpățânăm să le facem pe toate la grămadă. Eu mi-aduc aminte că în Spania fiind, lunile de luni și miercuri nu-mi ridicau decât sticle. Sticle și borcane. Nu puteam să duc în afara, în fața blocului, ca așa se întâmplă acolo, da? Alt tip de deșeu. Nu aveam voie, că luam amendă. Da? Și joi, miercuri și joi parcă veneau, nu mai știu exact în ce zile, pentru carton și altele. Am înțeles. La sfârșit de săptămână, gen vineri seară, să scot deșeurile. E așa de greu să... Este o idee, fără discuție, care trebuie gândită. Știu, eu vin, întâmplarea făcută în comisia de învățământ, la ideea mea trebuie să recunosc, trebuie să o spun, întâmplarea făcut că pe baza unui proiect de, hai să știm adevărul despre învățământul modern, dezvoltat, de top din Europa, am fost în ultimul an dinaintea pandemiei în patru mari țări din punct de vedere al învățământului. Finlanda, Danemarca, Norvegia și Suedia. Am văzut ce se întâmplă acolo în sistemul de învățământ, dar exact ca și dumneavoastră, exact ca și absolut normal, am avut și activitățile extra. Și am rămas surprins, apropo de, se ducam aici de menul deșeurilor, cum la fiecare masă la restaurantul la care mergeam noi era un coș din plastic cu patru despărțituri în care se aflau patru pungi de culori diferite. Ei știau deja codul culorilor și cum se punea sticla în respectivul sticla de plastic. În așa e, pot să confirm, da. Dus până la nivelul de coș de gunoi la masa de la restaurant. Bun, deci noi ne luptăm practic acum ca nație cu mentalitatea. Exact. Avem mult de lucru pe partea asta a mentalității. Și luăm de povestind despre întâmplarea aceasta nefericită cu COVID-ul, că da, oameni buni, așa cum am învățat să ne spălăm pe mâini, așa trebuie să învățăm, trebuie să ne intre în reflex, pentru că este mai ieftin pentru buzunarele noastre. În primul rând, dincolo de povestea ecologică. Bineînțeles, bine, vine întrebarea de la cetățeni care spun, bun, de ce să facem noi selectarea asta când, de fapt, vine firma de salubritate și ia totul la grămadă? Nu, da, firma de salubritate nu ia totul la grămadă, ia selectiv, în cazul în care există selecția făcută. Nu, logic. La cu coșul, sacul de plastic odată, sacul de cutare odată, deci el, firma de salubritate, dacă are selecția făcută, normal că nu strică selecția. Nu. Deci nu în niciun caz. Povestea asta cu colectarea selectivă s-a discutat în Parlament? Nu, era vorba despre activitatea mea în domeniul educației, vreau să cunoaște sisteme educaționale de... Fără discuție că se discută în Parlament. Este una din prioritățile fundamentale pe care le are orice țară în Uniunea Europeană, aceea de preluare selectivă a deșeurilor și prelucrarea, acolo unde este posibil, a acestor deșeuri. Uh-huh. Reciclarea. Deci, reciclarea, așa cum bine știți, nu spune stanul noutate, nu vine stanul, spune și noutăți extraordinare, noroc a venit el să spună, nu e adevărat. Lucrul se spune de ani și ani și ani și ani. Trebuie să ne intrăm în această etapă de prelucrare selectivă, de separare, de preluare selectivă a deșeurilor și reciclarea acelor deșeuri care sunt posibil de reciclat.
Vorbim mai departe despre acel mai bine, despre acel în plus despre care aduseserăți vorba chiar la începutul emisiunii. Multă lume se plânge că tinerii pleacă, nu se mai întorc, n-au niciun motiv să rămână în Roman. Există hotărâri de Consiliul Local care îi obligă la ora 10 să fie în casă, de parcă am fi pe vremea lui Pazvante, n-ai voie să stai în fața blocului, pe băncuță, să n-ai un loc unde să ieși, la ora 10 toate restaurantele trebuie să coboare volumul cât mai mult posibil și așa mai departe. Cum facem să hai să vă spun o întâmplare foarte frumoasă, foarte interesantă, petrecută azi. Ca orice om, ca orice romașcan, ca orice om absolut normal, pentru că sunt un om absolut normal, așa cum sunt eu să-și ceilalți și ce, cum sunt ei să-și eu. Știți cum se spunea poetul, lumea este cum e lumea și ca lumea suntem noi. Oameni buni, îmi iau informații ca și noastră din presă, din televiziune, din online și era pe online o afirmație a unui director de școală. Director de școală. Deci, nu ministru, nu inspector general, nu primar, a unui director de școală. Și vin la ideea noastră, că spune așa. Eu nu permit să încep școala la 5 septembrie și nu voi permite să încep școala la 5 septembrie până nu voi avea eu ca om, ca tată de copii, garanția că în școala mea nu se vor întâmpla lucruri neplăcute în ceea ce înseamnă pandemia. Și el spune așa, mie mai trebuie o lună, o lună jumate, până, chiar două spune el, până voi putea pregăti școala pentru. Și acum vin și întreb. Noi în Roman am dat autonomie directorului unității școlare. Acum noi vorbim de învățământ aici. Da. Vorbim despre pandemie, vorbim despre pericolul de zi cu zi. Am dat independență la urma unui singurului factor care este capabil să facă ceva pentru copiii noștri, directorul unității școlare. Am dat noi independența, ajutorul, astfel încât să-mi pot trimite eu nepoții la școală, fără să am grija că Doamne ferește să nu se infesteze? Nu cred. Și atunci revenim la rolul primarului, care este cel autoritatea publică cea mai importantă în Roman. Adică dumneavoastră veți intra peste directorii de școli și le veți da dispozițiile clare? Nu, le voi acorda în primul și nu poți să intri peste ei pentru că ei au dublă tutelă într-adevăr, dar tutela la fază de primar este cea tutelă cea materială. Ceea ce ține de procesul de învățământ aparține inspectoratului școlar. Le cunosc, sunt doctor, chiar doctor, așa ceva, așa că nu discutăm problema. Ne întoarcem. Dar voi avea o conlucrare cu ei în care ajutorul meu trebuie să fie cel real. Ce ai nevoie, colegiul Miron Costin, ce-ți mai trebuie pentru ca tu să ai garanția că dacă îți trimiți propriul copil la școală, nu se întâmplă absolut nimic. Bun. Deci ajutorul primăriei în acest moment trebuie să meargă spre această problemă. Începerea anului școlar. Nu discutăm aici politică, nu discutăm despre ceea ce cred eu personal. Cred eu personal. Nu există făcut deja niște directive de la guvern legate de începerea anului școlar și anume cum se vor. Și dacă există aceste directive și sunt foarte clare, de ce această dezbatere în presă? Păi ce a zis parcă domnul Orban, că să facem cu plexiglas acolo, că e obligatoriu să facem cu plexiglas, dar acolo unde se poate, nu? Parcă ceva zice nu ăsta. Plexiglas. Plexiglas. Plexiglas, da. Plexiglas. Dacă ați făcut chimia cu mine la științele naturii, știați ce este plexiglasul. Da, noi învățam cum se obține pe hârtie plexiglasul. A. M-ați băgat în ceață, pentru că am zis că este o masă am avut profesor foarte puțin timp. Polimetacrilat de metil. Da. Păi și atunci cum face primarul? Se duce și le spune directorul? Nu le spune. Primarul nu spune. Nu. Conlucrează, colaborează. Așa cum mergem acum la scară mare. Da. Deci, întâi mergem la scară mare, după ce mergem la scară mare. Deci, așa cum văd eu interacțiunea dintre primar și atenție, eu știu că Lucian a făcut așa pentru că eu, ca inspector general, am conlucrat de foarte multe ori cu primarul Micu pentru buna desfășurare a procesului de învățământ din municipiul Roman. De foarte multe ori. Totul fără implicație politică. Era bine. Deci primarul
poate și trebuie să colaboreze cu directorii unităților școlare. Odată. Primarul, această colaborare o văd biunivocă. Cerințele mele și feedback-ul pe care l-am real din partea conducătorilor unităților școlare, fără implicare politică, repet. Și nu vreau să dezvolt subiectul pentru că știu prea multe și nu vreau să intrăm în această mizerie. Întoarcem. Aceeași conlucrare o văd cinstită și reală, fără veleități, fără marea acusarea, în care eu să mă întâlnesc cu în piață, cum am fost și ieri în piață, să mă întâlnesc cu oamenii și să-mi spună doamna care, la care iau pătrunjel și morcov și care m-a învățat să fac ciorbă și doamna respectivă că se uită acum, sigur mă recunoaște, dacă se uită la televizor, recunoaște, la care am învățat să fac ciorbă de vită. Da. Ciorbă din muguri de vită. Dar vă rog frumos, nu ziceți da. Din astea acum. Hai deci, să, care am învățat, atenție, le-am învățat de la doamna din piață, care când m-a văzut ieri în piață, nici nu știam că dumneavoastră sunteți candidat la primărie, nu sunteți candidat la primărie, că dați seama că... Da. Nu știam că dumneavoastră sunteți primarul. Da. Mă rog, ne-am pupat, logic, chiar pentru că e o doamnă dragă sfătului meu. Și n-am cum să o respect și o iubesc și știe doamna respectivă. Ea m-a învățat și șmecherile mici, șmecherii, cum se face o mâncare bună și cum să... și m-a învățat, apropo, cum să fac pentru... Deci o carne de vită, carne de porc, la ciorbă o mănânc cu mușdei de usturoi, dar carne de vită o mănânc cu hrean. Și eu nu știam cum se face hreanul ras. Și am spus, doamnă, adus-mi vor că am făcut. Și v-a dat exemplu. Și a spus, nu, las că vine bărbatul meu. Pe cuvânt e adevărat. Las că vine bărbatul meu să vă explică. Și într-o sâmbătă duminică, sâmbătă și duminică fac piața, pentru că aveam și serviciul de așa natură și nu permiteam să fac cât zi. Și într-o sâmbătă a venit fără bărbatul. Un lipoveneam cu barbă și cu așa, exact, cum trebuie să fie un lipoveneam. Da, da, da. Și mi-a explicat cum să fac și cum să gust și cum să... Și atenție, era un proces chimic și mă gândeam, stare de-a prost mai ești. De fapt, este extracție care o faci cu asta, ok. Am înțeles fenomenul, era în regulă și vreau să vă spun că sunt doctor. Dar nu cred că vă să știți exact despre talentele mele culinare, pentru că, de bucătar, pentru că... Dar mă gândeam că, apropo de povestea asta, e o chestiune deosebit de interesantă și anume, în momentul în care cineva ajunge într-o funcție sus, gen primar sau, în fine, parlamentar, parcă undeva se pierde relația cu omul de jos. Și nu am avut istoria asta, pentru că... Asta să vă spun, cu relația de omul de jos, hai să lămurim, apropo de cine ești tu, Viorel, provin într-o familie modestă, și mai am doi frate, un frate și o soră și noi știm bine ce înseamnă să fii om simplu și știm bine ce înseamnă implicațiile sociale ale acestuia. Îmi iubesc familia, logic, atât cât mai rămas ea și nu vreau să discutăm subiectul, îmi iubesc familia ca mai mult orice pe lumea asta și nu pot uita de unde am plecat. Și nu cred că există cineva în Roma, o singură persoană, nu, care să spună Stan este cu nasul pe sus, am fost la el la birou în calitate de parlamentar sau de biroul lui de inspector general și nu m-a tratat omenește. Că am rezolvat sau nu problema, sigur am rezolvat dacă era legat să o rezolv. Sigur nu am rezolvat dacă nu era legat să o rezolv. Dar vă spun, nu cred că este un singur român în municipiul roman sau în municipiul roman, de pe planeta aceasta, care să spună, băi, eu am fost la Stan și m-a tratat cu... Dacă am avut un par de apă minerală, l-am dat. Da. Dacă timpul a permis să stăm și o cafea, am stat. Pentru că niciodată n-am fost cu nasul pe sus și nu voi putea fi vreodată cu nasul pe sus pentru un simplu motiv, banal, elementar. Vin dintr-o familie de oameni modești, așa cum sunt foarte multe familii în Roman, în locul meu putea să fie oricare din copiii din aceste familii și eu nu pot uita
aceste lucruri și n-aș vrea să mai dezvoltăm puțin, că m-ați și sensibilizat în momentul în care nu trebuia, pentru că... Da, să, haideți să încercăm să luăm o gură de aer, o gură de apă și să trecem la... Văd că aveți notat aici și mi-a plăcut că voiam să ajung oricum la subiectul ăsta și anume a cinematografului Unirea. Eu am spus de 100 de ori povestea asta. Dacă nu s-a făcut nimic în 8 ani, pe urmă în alți 3 ani, probabil că nici nu o să se facă în următorii 30 de ani ceva. Dar dumneavoastră îl aveți ca idee, ca proiect și presupun că îmi puteți da detalii. Da. Fără scuze, pot să vă dau detalii. Deci, încă o dată, repetăm acea sintagmă. Proiectele sunt ale romașcanelor, care nu... Deci, proiectele nu au culoare politică. Suntem acum în următoarea etapă. Proiectul cu modul în care se va dezvolta cinematograful Unirea, așa îi spunem cu toți, pentru că... Așa se numește, da, și așa știm noi. Eu ca elev am fost acolo, mă amintesc, ca tânăr, ca adolescent, ca... Da? Am văzut filme, sunt un mare cinefil, nu știți asta, dar este altceva, un iubitor de filme, întoarcem, am fost acolo. Acest proiect este în acest moment, dar atenție, nu numai al cinematografului, ci în trei zone din jurul cinematografului, dovadă că lucrurile sunt pe care cea bună reprezintă și faptul că acele garaje din jurul cinematografului au început să fie încet cu încetul desfințate, pentru că întreaga zonă va căpăta un alt aspect. Uh-huh. Da? Proiectul în care avem o sală mare pentru activitate teatrală, pentru proiecții de cinematograf, un număr mare de persoane, 60-70 de persoane, și încă 2-3 săli mici, în care vom avea proiecții acele minore, mici, nu minore ca și valoare, ci da, ca număr de persoane participante. Dacă vezi ceva în genul sălilor de la mall, în care putem avea pentru... Ca un multiplex. Ca un multiplex, exact. Da. Nu găseam cuvântul și îmi cer scuze. Ca un multiplex. Aha, nu, așa. Deci este un proiect de suflet, dar vreau să vă spun că eu pe care îl văd și îl introduc în categoria proiectelor sociale. E continuarea unui proiect bun, pe care în calitate de primar, fără discuție, îl voi continua să vă susține și îl voi dezvolta. Un alt proiect, pentru că vreau să asigur toți romașcanii, indiferent de cartierul în care locuiesc, că locuiesc în Bălcescu, că locuiesc în Colonie, că locuiesc în Ipovenime, vom face totul pentru a face o dezvoltare egală a întregilor, tuturor zonelor din municipiul, a întregului oraș. Un alt proiect care mi-a plăcut prin modernismul lui. Eram consilier local undeva prin 2010, 2000, nu cred că înainte, 2006-2007, când s-au introdus primele lămpi, eu sunt profesor de chimie și de fizică, primele lămpi cu vapor de sodiu în roman, cele care dau o culoare roșietică. Da. Și wow, le-am pus prima dată, te minte, am aprobat în consiliul local să le punem în zona primăriei, zona centrală, să vadă lumea cum e. În povestea Lucian, noi acum avem un proiect deosebit de inteligent. Ok, care e proiectul? Vom înlocui toate lămpile din oraș cu lămpi pe bază de LED. Da. Și acele lămpi vor avea un sistem inteligent. Apropo de economie. Deci oricum este economie pentru că sunt cu LED. Toată lumea știe că o instalație pe LED, da, este mult mai ieftină și mult mai consumă, mult mai puțin, și deși valoarea, cantitatea de lumină va fi aceeași. Încercam să-mi amintesc pentru cineva care sigur m-ar fi întrebat în ce se măsoară cantitatea de lumină. Știu. Întoarcem. Și spre fizică. Și mai mult, o chestie inteligentă, va avea un sistem care, normal, ceva banal care totul lumea înțelege, în funcție de cantitatea de lumină existentă, da, va determina și gradul de luminozitate pe care acea lampă va da. Adică, dacă afară este, deci e seara, ora 8, s-a prins toată lumina în oraș. Dacă afară încă mai este zi, ok, cantitatea de lumină dată va fi mai mică. Deci vorbim de sistemul ambilight, ca la telefoanele mobile, exact, în momentul ăsta. Și mai mult, și mai mult, mult mai inteligent. Aha. Dacă, să spunem, suntem de la sediul PSD la gară, da? Nu există circulație, atunci cantitatea de lumină va fi mai mică. În momentul în care apare prima mașină, care are nevoie de iluminație, cantitatea nu este mai mare. Un proiect pentru care
am toată suma solicitudinii și pe care îl va continua. Pentru el. Suntem încă, v-am spus, la finalul exercițiului financiar, care se termină în 2021, dar care trebuie terminat efectiv în acte până la 2023. Plus că așteptăm... Trebuie să vă întreb. Așteptăm și noua axă, cea din 2021-2027, în care vă spun și vă repet. Și am întâi o idee pe care v-am spus și o să revenim. Vă spun și vă repet. Așteptăm să vină documentația, nu vorbim pe cap papagalii aiurea, să vină documentația tehnică, să avem toate informațiile, astfel încât împreună cu echipa, când am vorbit pe echipa primăriei, pe echipa din primărie, oamenii specialiștii, să identificăm noi oportunități, noi proiecte care se duc la dezvoltarea municipiului român. Vă asigur că romanul din 2020 arată excepțional. Românul din 2024, respectiv din 2028, va arăta, iertați metafora și lipsa de modestie, ca o floare pe care, cred eu, merită să o mirosiți. Spune. Revenind la povestea cu iluminatul inteligent, care mi se pare o idee superbă, de la urmă urmei, de ce nu? În momentul în care nu ai circulație, e inutil să ții vezi aprinsă în bucătărie când ești la baie. Un consum energetic la scară mare. Da, și totuși, cum de nu s-a gândit nimeni la chestia asta? Deși sistemul există, de atâția ani de zile romașcanii cer un sistem de semaforizare inteligent și... asta este altă problemă, altă problemă. Adică sistemul există, ideea există, banii există. Ok, deci ideea este creația echipei actuale care candidează pentru primăria Roman, dar apropo de asta, nu v-am gândit pentru că exista un concept în circulația rutieră și așa numită undă verde, care făcea ca un semafor, poate intrat într-o anumită succesiune de semafoare, da. Dacă tu mergeai și efectuai viteza legală, care putea fi 50 sau 60 la oră. Corect. În momentul dacă vedeai verde primul semafor și ultimul era verde. Deci mergeai fără nicio problemă dacă aveai 50-60. Lucru care era, da, e posibil, e realizabil. Era în Bacău, pentru cei care au traversat Bacău în anii aceia, vorbesc de anii 80-90, era în Bacău, așteptat până cât. Era în Bacău și dacă intrai pe verde, ieșai din Bacău fără nicio problemă. Și traversarea Bacăului este, vă spun ca parlamentar, că am făcut navetă la București, este o catastrofă. Face o oră jumate ca traversezi Bacăul luni dimineața la ora 7:30-8. Bun. Chircotașul din mine. Că sunt și om. Vreau să văd și dacă Micu face acest lucru în Roman. Că e ultima. Domnul, că priveam. Vreau să vă spun că da. Deci există semafoare inteligente în Roman, de la intrare în Roman. Mă refer la cel de la OMV, de la gara. Da. Și vreau să urmăriți. Felicitări pentru ideea de a descongestiona chestia din fața gării și de la OMV și de acolo care... Da? Dacă intri în Roman și prinzi verde și mergi cu 50-60 la oră, nu mai mult, prinzi verde și la PSD, prinzi verde și la liceul 3. Așa e. Și între pe de altă parte, dacă prinzi roșu... Dacă ai prins roșu, asta este. Da. Știi, se face un om inteligent așteaptă să prindă verdele. Da. Înțelegeți? Numai că, hai să lămurim o chestiuță, asta nu este semaforizare inteligentă. Asta este sincronizarea semafoarelor și trebuia făcută încă de acum foarte, foarte mulți ani. Eu când spun semaforizare inteligentă, mă refer la acel semafor care analizează nivelul de trafic și ține roșu mai puțin când e trafic mai mult și așa mai departe, la modul ăsta. Și acest lucru intră în atenția actualei echipe care candidează, pentru că noi la Maria Roma, așa cum am spus, candidăm o echipă, formată din Viorel Stan, candidat la primar, Lucian Micu, director city manager și un număr de 28 de consilieri locali, care împreună vrem să facem echipa care, să spunem, conduce primăria Roma, dar atenție ce spun, și o spun cu toată sinceritatea și oamenii care mă cunosc știu foarte bine că nu mint, cu tot aparatul primăriei Roman, care din punctul meu de vedere este o echipă formată din profesioniști. Pe foarte mulți dintre ei cunosc, am colaborat cu ei, pe mulți dintre ei nu-i cunosc, dar oricum au stima și respectul meu. Și au, știți de ce? Nu vreau să suntem în campanie. Și știu asta. Nu pentru că suntem în campanie, ci pentru că am văzut rezultatele muncii lor. Păi când am mai arătat romanul, când am mai avut romanul atâta plante?
atâtea flori. Și atenție, aici nu mai discutăm să le facem cu pansele pe care le fac primare în alte orașe. Avem propriile noastre flori, avem propriile noastre sere, din care, fără discuție, valoarea pe unitate este mult, mult, mult mai mică decât dacă aș cumpăra de pe piața liberă. Deci, vă repet, orașul este ca o floare și vreau să-l facem ca o floare care, metaforic vorbind, să merită să fie mirosită, în sensul că să fie frumos în România, să fie bine, bine pentru toată lumea, pentru toți cetățenii. Sunt absolut convins și m-a adus iar în zona aceasta și n-aș fi vrut. Părinții mei de acolo de sus, unde au ajuns Dumnezeu să ierte, sigur m-ar certa dacă eu nu aș fi fair play față de rămașcani. Pentru că ei m-au crescut educându-mă în respectul față de oameni. Știți că mama mea mă certa. Mergeam pe stradă. Mama cu mergea cu mergea. Mama cu un copil. Mama mea mă certa. Dacă nu spuneam să mână părinte când întâlneam un preot pe stradă. Ceea ce arată respect față de ce? Față de ce? Tot ceea ce înseamnă umanul. Da? Relația umană între oameni. Dacă nu spuneam să rămână doamnelor vecine de la bloc. Așa e. Despre asta vorbim. Am uitat oameni buni să ne respectăm unii pe ceilalți. Găsim numai ceea ce e rău, e wow! Dar, mă rog, cum ai zis. Da. Mergem în alte direcții când eu vreau să rămânem, de fapt, în zona strict de administrație. Nu, administrație. Relațiile interumane sunt, într-adevăr, importante. Întrebasem și mai devreme de relațiile interumane, dar cred că ideal ar fi pentru toți rumașcanii să vorbim despre ce îi privește pe toți, și anume o bunăstare materială, o siguranță în oraș, o scădere eventuală a taxelor, a impozitelor cum locale. Aici noi cum putem să ne dorim. Sunt primul care spun, da, trebuie să luptăm pentru să facem, găsim căile și mijloace astfel încât taxele locale să fie mai mici. Păi, dumneavoastră faceți... Nu promit așa ceva. Nu, așa taxele și impozitele locale sunt stabilite de către comunitate. Atenție! Vorbesc ca un om care plătește taxe și impozite la primăria municipiului Roma. Vom căuta căile și mijloace astfel încât să scădem aceste taxe. Nu pot să mă angajez acum, începând de mâine, vine stan primar și să vedeți oameni buni, nu mai plătește nimic o taxă. Nu e adevărat. Comunitatea locală trăiește și în aceste taxe și impozite. Dar să găsim căile și mijloace, să găsim surse suplimentare de venit, astfel încât să putem ușura această povară pe spatele rămașcanilor mei. Da, mă gândeam acum că am primit o moștenire în Roma, jumătate fratele meu, și a trebuit să plătim impozitele și taxele în urmă. Wow! Va sări pălăria. Deci, atenție, nu vreau să spun cât are nicio importanță, e problema mea personală, dar wow! Mult! Mult! O să vedem! Păi și cum o să faceți? Intrați în primărie, aruncați catalogul pe masa de pe biroul de primar? Vedeți că va rămas această amintire despre mine? Fără discuție, o să rămân acolo veșnic. Da? Și v-am spus, era o metodă de a mă apropia de voi și de a nu vedea în profesorul wow, profesorul stran, bau, bau, un alt subțirel cu mustață neagră, la wow, bau, bau, să vedea omul. Uite, băi, ideal nostru. Pac, arunc catalogul. Da, da, da. Da, ideal nostru. Nu, putem face și o glumă cu el. Și dacă vă amintiți, sigur ați făcut și o glumă cu el și direct, și voi, și dumneavoastră, și eu, în calitate de profesor. N-am fost profesor legit, dar cartea era caște, trebuie la treabă. Există cetățenii romani, că vorbind de, ca și profesor, ați avut elevi și i-ați privit pe toți la fel, adică n-au fost elevi de gradul 1, elevi de gradul 2 și așa mai departe. Și știți de ce? O întâmplare. Undeva, deci nu dau nume, așa este. Dacă dai nume, înseamnă că bârfă. Dacă vorbim în general, înseamnă că este o discuție inteligentă. Da. Ca elev în Roman Vodă, ținând cont de, la un moment dat am fost nedreptățit în mod urât. Mi s-a pus o notă de 5 când eu eram de 10, iar altcuiva care era cu mine scos la tablă, i s-a pus 10, când el merita 5. Și o vorbesc nu că a fost elevul pe... și ca profesor. De aceea mi-am jurat în barbă, ca în ca poezia lui Eminescu, scrisoarea a treia, că niciodată
nu va exista niciun copil care să-mi spună mi-a spus o notă incorrectă. Mai mult, și elevii, foștii mei elevi, toți sunt martori. Deși nu am procedat tocmai corect din punct de vedere al metodologiei didactice. Ba mai mult, elevii mei sunt martori, 10 de generații, sutele și mii de elevi pe care au trecut mâinile astea. Mai mult, marea majoritatea noturilor le puneam pe teste. Care teste, odată terminate, erau deci cu foi de punctaj, cu evaluarea făcută, pusă pe test, odată terminat testul, copilul primea fiecare elev în parte. Sunt martori care pot spune lucrul ăsta, dacă mi sau nu, ce problemă. Primea rezolvarea testului, își putea evalua singur nota, iar eu și recunosc, am amintit copiii, nu? Când întrebați, dar nouă, când ne mai aduceți extemporalele? Iar mie îmi trebuiau, atenție, o săptămână, două, seara de seară, ca să scotez un set de teste. Pentru că fiecare test era evaluat pe baza unei grile de punctaj, astfel încât evaluarea copilului, în momentul în care copilul primea de la mine, acesta este testul tău, ai luat 5, eu să spun, da, domnul profesor, am luat 5 pentru că am meritat 5. Și colegii mei știu foarte bine, și asta s-a spus de ce, pentru că n-am vrut să fiu părtinitor, conștient sau nu, că nu sunt Sfântul Sfinților și atunci când pun nota unui copil la evaluarea orală, pot spune, bă, așa este balanța. Da. Și atunci, că cea mai bună nota de evaluare este cea? Pentru cetățenii municipiului român, din calitate de primar, haideți să spunem, dacă veți ajunge, dacă romașcanii vă vor acorda încrederea și veți ajunge primar, din calitate de primar veți privi romașcanii la fel ca pe elevi? Nu. Pentru... Nu. Vă spuneam, vă spuneam, eu ca profesor am lucrat cu elevii mei așa pentru că am vrut să le dau încredere. Pentru că ei erau copii. Și cine își pune mintea cu un copil că a avut probleme de învățământ, că un profesor se răzbună pe un elev? Wow! E un copil! Deci eu m-am adaptat modul meu de a fi, de a gândi vouă. M-am coborât la înălțimea intelectuală, nu. M-am coborât la înălțimea vârstei mele, la înălțimea vârstei voastre, a tuturor elevilor. Dar eu sunt un om matur. Eu am condus oameni buni, un inspectorat școlar, Neamț, care făcea parte de perioada aceea din, când o conduceam eu, din categoria inspectoratului de gradul 1, adică avea peste 8.000 de angajați. Oameni buni, 8.000 de angajați. Despre asta vorbim. Cea mai mare instituție din județul Neamț. Și am administrat-o, această instituție, 6 luni în 2009, când a fost inspector școlar general adjunct, și 6 ani, din 2012 până în 2018, în calitate de inspector școlar general. Această emisiune... Deci știu să lucrez cu oameni de anumită vârstă. Am înțeles. Această emisiune, în caz că nu... Poate n-ați urmărit celelalte discuții despre roman de dinainte, prima emisiune, de obicei primele emisiuni, sunt acele de prezentare a candidatului, dar asta nu înseamnă că nu vor fi și niște întrebări care s-ar putea la final să fie mai puțin... nu știu cum să le spun... Întrebări mai puțin plăcute, poate... și anume, bineînțeles, legat de partid, trebuie să vă întreb treaba asta. De ce a durat așa de mult până când Partidul Social Democrat și-a ales candidatul pentru primăria Roman? Pentru că, acum vă spun sincer, dacă prindeați o barieră dinspre piatra spre Roman, nu mai apucați să depuneți dosarele. Da. A fost în ultimul moment. De acord, întrebarea este foarte corectă și bănuiesc că este o întrebare care și-o pun foarte mult rămașcani. Am mai răspuns la întrebarea asta, o să mai răspund. Partidul își formase lotul de oameni cu care vrea să participe și formase, știți foarte bine asta, la alegeri locale în Roma și în tot județul Neamț. Exista o listă scurtă cu care se lucra. Varianta de a continua activitatea cu domnul primar Micu era o variantă în fața căreia și eu și ceilalți am spus, ok. De aceea și Lucian este în echipa mea. Pentru că Lucian are experiență experimentală, fără raport cu mine în administrația publică, la acest nivel, da, primăria este primărie și primăria unui oraș mare, și aș fi cedat oricând în fața
discuția cu mine s-a purtat punctual în momentul în care Lucian nu a mai putut candida și am spus da, voi candida, nicio problemă, nu pun condiții, n-alea să fiu, dar vreau ca din echipa mea să facă parte Lucian Micu și am spus de ce, pentru că este un om cu experiență, are proiecte bune și poate să mă ajute să-mi desfășur activitate. Deci sper că suport atât moral cât și de specialitate, hai să spunem, da? Există, dacă v-am amintit, din anii 90, exista o expresie, are know-how. Știe cum? Da. Pentru că a fost acolo. A fost doar, da? Aceasta a fost... Deci, oricum eram pe listă, oricum eram pe listă, discuție, avusesem cu domnul ședinte Arsenie pe acest subiect, foarte bine lămurit, chiar doar în cazul în care cred, discuția s-a purtat până încoace, până în momentul în care... S-au bazat și pe notorietatea dumneavoastră ca profesor de CNRV. Și eu sper, puncte, și eu sper să nu se fie jelat. Domnule profesor Viorel Stan, vă mulțumesc foarte mult pentru că trebuie să punem punct aici ediție de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați răspuns la întrebări. Oamenii au apucat să vă cunoască mai bine sau să vă recunoască, nu știu dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Și pe viitor, pe următoarele ediții, sper să putem elabora... Putem continua această activitate fără discuții. Să vorbim și despre proiecte. Mi-a făcut și... o plăcere deosebită să fiu aici, mai ales că mi-ați fost elev și eu zic că a fost bine și că viața și-a urmat cursul ei normal. Și nu se poate decât tot înainte. Și încă aș vrea să spun ceva, că nu sunt mare filozof, dar mi-a plăcut acest dicton încă din anii de liceu. Oameni buni, sunt un om ca oricare de voi și nimic din ceea ce este omenesc nu este străin. Sunt un om absolut normal. Mulțumesc foarte mult! Până data viitoare, toate bune!